Niciodată nu e prea devreme ca să aflăm lucruri interesante despre apă, mai ales atunci când este vorba despre apa orașului nostru. La Muzeul Apei administrat de Aquatim sunt așteptați săptămâna viitoare peste 1500 de elevi de toate vârstele. Un program special de activități a fost pregătit pentru școlile care au ales săptămâna 21-25 octombrie pentru implementarea programelor naționale Săptămâna Verde și Școala Altfel. Turul ghidat al clădirilor istorice va fi combinat cu informații din actualitate, iar pentru cei mici organizatorii au pregătit mai puțină istorie și tehnică și mai multă distracție cu provocări și mici exerciții ca să facă vizita la muzeu memorabilă. Locurile sunt 100% ocupate, dar nimeni nu rămâne pe din afară. Muzeul Apei Timișoara are până în luna decembrie un program bogat de ateliere și activități gratuite pentru elevi facilitate de Aquatim.